Reluăm ședința. Domnule Săftoiu, spuneați de ceva de un amendament? Vă rog. Mulțumesc. Dau citirea amendamentului la proiectul de hotărâre numărul 34 privind acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile comune referitoare la acordarea la utilități necesare a Asociației de Proprietari, dar și pentru familiile afectate de incendiul din Bulevardul Obor, numărul 12, bloc B2. Acordarea ajutorului de urgență se face pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare pentru refacerea imobilului și sau părților comune afectate de incendiu, pentru toți locuitorii blocului, condominiumului, beneficiari sau utilizatori ai părților comune, conform documentelor justificative depuse de către președintele asociației, în numele și pentru cetățenii beneficiari. Decontarea lucrărilor de refacere imobil se va face de către primăria sector 2 în baza documentelor justificative depuse de către beneficiarii de ajutor de urgență, persoane fizice, prin președintele asociației. Al doilea amendament, se mandatează primarul sectorului 2 ca în baza documentelor justificative primite să aprobe prin dispoziție cuantumul individual acordat ca și ajutor financiar pentru fiecare beneficiar în parte, proporțional cu prejudiciul suferit și cota indiviză deținută de părțile comune. Mulțumesc. Mulțumesc. E singurul amendament? Mai puțin, mai puțin. A, mai aveți și dumneavoastră un amendament? Nu, nu, nu. Au fost singur amendament cu două oale. Ok, deci nu mai asta. Da. Doamna Pașciuc, vreți să ziceți ceva sau... Vă vedem cum vă rugăm să puneți amendamentul la vot. Doream să spun doar că sper ca prin votul tuturor colegilor vom putea să ajutăm pe acești oameni și sper că ați înțeles după această lungă ședință că sunt și cazuri cu adevărat care dramatice, da? Care au cu adevărat nevoie să fie pe ordinea suplimentară, nu ceea ce bătaia de joc pe care am avut-o în cei 3 ani și jumătate cu listele, cu ordinele de zi suplimentare, care au venit și cu 5 minute înainte de începerea ședinței. Atât. Mulțumim. Supun la vot amendamentul. Domnule Nedelcuț, doamna Badea. Mie nu mi-a apărut sistemul de vot, sunt Alexandra Chirilă, mă abțin. Mulțumim. Abținere, Magda Catone. Mulțumim. Doamna Badea. Închideți votul, vă rog. Cu 14 pentru, 0 împotrivă și 12 abțineri. Amendamentul a trecut. Supun la vot proiectul cu tot cu amendamentul votat. Vot, vă rog. Alexandra Chirilă, mă abțin și la asta. Mulțumim. Cine sunteți, vă rog, care v-ați abținut? Doamna Chirilă, domnule Iliescu. Sunt Alexandra Chirilă, domnule Iliescu. Da, îmi pare bine să vă reaud. Doamna Catone? Închideți votul, vă rog. Doamna Catone, ce a votat? Cu 14 voturi pentru, 11 abțineri. Proiectul a trecut. Bravo! Felicitări grupului PSD-PNL! Având în vedere că interpelările le-am luat la început... Am să spun doar că acest proiect de hotărâre va ajuta ca oamenii aceștia din Bulevardul Gării Obor să revină la o viață normală și mulțumesc în numele ambelor grupuri și PSD și PNL. Asta dacă nu cumva
E problemă de plată, cum spunea domnul primar. Doamna Badea? Cred că i-ați mințit pe oamenii aceștia, le-ați promis Marea Cusarea printr-un proiect ilegal care nu se poate implementa. Din păcate, asta e realitatea. Vom reveni noi cu un proiect corect. Vă rog să sesizați prefectul. Cheamă, cui fostul primar al sectorului 2. Deci vreau și eu să citesc codul administrativ. Haideți să nu încheiem așa cum am început. Doamna Pasciuc, vă rog, haideți să nu încheiem așa cum am început. Cine? Nu se poate. Da, declar ședința închisă. Proiectul ăsta a fost de campanie. Mulțumim. Ședința, ați închis ședința. Bună, la revedere.